Domnule Curăraru, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, ce înseamnă faptul că Republica Moldova a fost inclusă în această declarație finală a summitului NATO de la Vilnius? Sunt cel puțin patru elemente de bază pe care trebuie să le reținem ca stat. Unul, că avem susținere din partea NATO în ceea ce ține îmbunătățirea rezilienței și capacității de apărare. Doi, că NATO vrea să ne susțină și în reformele pe care le realizăm, inclusiv și pe vectorul european. Trei, că NATO recunoaște statutul de neutralitate și că toate sperietorile pe care le auzim în spațiul public, NATO ne-ar militariza sau ne-ar atrage în război, sunt destul de departe de realitate. Și patru, cred că unul dintre elementele cele mai importante, aș spune că este legat de faptul că NATO susține Republica Moldova pe calea integrării europene, o susținere care, cred eu, contează atât strategic pentru Republica Moldova în contextul necesității de inițierea negocierilor, cât și unul simbolic, pentru că o organizație de o astfel de anvergură susține că Republica Moldova s-ar regăsi în familia statelor europene. Domnule Curăraru, în același timp, iată, relațiile dintre NATO și Republica Moldova sunt apropiate. Pe ce domenii am putea să evoluăm, cel puțin în această relație? Pe ce domenii ar trebui să consolidăm cooperarea? Bun, ceea ce are nevoie acum Republica Moldova este de o modernizare rapidă a forțelor armate pentru a crește capacitatea noastră de apărare și de reacție la amenințări, în special cele hibride. În acest sens, NATO are o serie de capabilități atât tehnice cât și operaționale, în sensul inclusiv și cu atacurile cibernetice, cu dezinformarea, depistarea rapidă și timpurie a riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale. Toate aceste tipuri de colaborare sunt posibile în contextul parteneriatului pe care îl avem acum cu NATO, fără a pune în primejde sau fi cumva o limitare a statutul nostru din neutralitate. În sensul acesta, Republica Moldova trebuie să utilizeze strategic deschiderea din partea alianței și să ceară, în primul rând, într-un mod sistematic organizat, susținere, care sunt sigur eu că va veni